Bună dimineața! Chiar am fost cu voi acum două săptămâni și am stat acolo în spate astăzi când noi am laudat și noi am închinat și eu cred astăzi, după două săptămâni, voi sunteți mai frumoși decât ați fost. Întorceți la cineva pe lângă tine și ziceți, sunteți frumos, mă! Ca țăranii! Sunteți frumos, mă! Și eu vreau să încurajez echipa de laudă și închinare. A fost super astăzi dimineața. Ești o binecuvântare pentru noi. Și mulțumesc la Oti care a zis astăzi dimineața el să ajute și pe mine și pe voi, mai mult pe voi decât pe mine. Eu știu ce vreau să spui, știi? Dar voi nu se înțelegeți nimic dacă el nu ajută pe voi. So this morning, în această dimineață, I've got a simple two-point message. Am un mesaj simplu în două puncte. But it may take us a while. Dar s-ar putea să dureze ceva timp. Because I want to be sure, pentru că vreau să fiu sigur, that we've got it. Că înțelegem. Last time, we talked about the fact that over a year ago, your leaders began to sense that change was coming. Data trecută vorbeam despre faptul că în urmă cu deja un an de zile, liderii dumneavoastră au început să simtă că începe o schimbare. And that you were moving into a season of transition. Și că vă mutați înspre un sezon al tranziției. And we talked about the fact that transitioning can be a tricky time. Și am vorbit despre faptul că o perioadă de tranziție poate fi să fie ceva tricky. It can produce all kinds of doubts and fears. Poate produce tot felul de îndoieli și frici. But transition is the season when God moves us into the promises over our lives. Dar perioada de tranziție este sezonul în care Dumnezeu ne mută în promisiunile lui pentru viețile noastre. Without transition we will never enter the promises that God has given to us. Fără o tranziție nu vom intra niciodată în promisiunile lui Dumnezeu care le are pentru viețile noastre. And there are promises over your lives. Și sunt promisiuni peste viețile voastre. Over your lives as individuals, peste viețile voastre ca și indivizi, over Lumina Church, peste Biserica Lumina, there are promises of God over the city of Timișoara, sunt promisiuni ale lui Dumnezeu peste orașul Timișoara, and over the nation of Romania, and we will not enter those promises unless there is change. Și sunt promisiuni peste națiunea română și nu vom intra în acele promisiuni decât dacă ne schimbăm. The world is full of churches that have had a great past. Lumea este plină de biserici care au avut un trecut foarte măreț. But they have no future without radical transformation. Dar nu au niciun viitor fără o schimbare radicală. And so often people refuse to face the challenge of change. Și de atât de multe ori oamenii pur și simplu refuză să accepte provocarea schimbării. For fear that it is going to bring something to an end, pentru din datorită fricii că va aduce ceva la sfârșit, o perioadă la sfârșit. When in fact it announces the beginning of something new. Când de fapt schimbarea anunță începutul a ceva nou. Last time when I was with you I said where there is life there is growth. Data trecută am spus că acolo unde este viață este creștere. And where there is growth the structures need to change if we are going to be cared for. Și acolo unde este creștere, structurile se vor schimba dacă vrem cu adevărat să avem grijă de fiecare persoană. And this morning I want to look at a little bit of how that might have looked for the early church. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm puțin cum arată această creștere pentru biserica primară. And secondly, I want to talk about the promises of God over your lives. Și în al doilea rând vreau să vorbesc despre promisiunile lui Dumnezeu peste viețile voastre. And what it might look like to enter those. Și cum ar arăta să intrăm în acele promisiuni. Sound all right? Sună bine? Sound all right? Let's look first of all at the early church. În primul rând să ne uităm la biserica primară. We know that there was one church in Jerusalem. Știm că era o singură biserică în Ierusalim.
We're familiar with a landscape where there are many churches. Noi suntem cunoscuți și știm un loc și o viață în care sunt foarte, foarte multe biserici. Many leadership teams. Foarte multe echipe de conducere. Many different styles of leadership. Foarte multe stiluri de conducere. But in Jerusalem, we know that there was one church. Dar știm că în Ierusalim era o singură biserică. Why do we think that? De ce știm asta? Well, in Acts 8, verse 1, în Fapte 8, cu versetul 1, it speaks about persecution, and it says, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. Fapte 8, cu versetul 1, vorbește despre persecuție și spune așa, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim, bisericii. In Acts 11:22, Fapte 11 cu 22, it says news of this reached the church in Jerusalem. Spune că vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii, una singură din Ierusalim. In Acts 15:4, Fapte 15 cu 4, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, din nou la singular. So when we read about the early church, așa că când citim despre biserica primară, we need to remember that it was one body. Trebuie să ne aducem aminte că era un singur trup. And they needed to be taught, și ei aveau nevoie să fie învățați, and mentored, mentorați, and cared for, grijiți, îngrijiți, by a group of leaders, de un grup de lideri, who happened to be the apostles, care au fost apostolii. And as they ministered, și în timp ce apostolii slujeau, the church began to grow. Biserica a început să crească. And we don't have to turn to these scriptures, you will know them. Și nu trebuie să mergem în aceste versete pentru că voi le știți. In Acts 1:15, Fapte 1 cu 15, we're told in those days Peter stood up among the believers. Ni se spune că Petru s-a ridicat în mijlocul credincioșilor. A group of un grup 120. Format din 120. This was where they started. De aici au început. Lots of churches arrive at around 120. Foarte multe biserici încep de la undeva la un grup de 120 de persoane. Actually, usually a church starts in our days with a family. De fapt, o biserică începe de la o familie în zilele noastre. Often it's a husband who preaches. De multe ori este un soț care predică. And a wife who takes care of people and makes sure that everything is organized and maybe gets involved in the worship. Și o soție care se îngrijește de oameni și are grijă ca toate lucrurile să fie organizate, poate se implică în închinare. And a couple of kids, one plays the guitar and one plays the drums. Și câțiva copii, unul cântă la chitară și unul cântă la tobe. Anybody know a church like that? Știe cineva vreo astfel de biserică care a început yeah, așa? There are churches like that today. Da, sunt biserici ca și acestea astăzi. And they are great. Și sunt foarte bune. It starts with a small group of people who can gather together around a barbecue in your garden. Începe de la un grup mic de oameni care poate să strângă câțiva alți oameni în jurul unui grătar în curte. It feels like a real family. Se simte ca o adevărată familie. Everybody knows everybody else. Toată lumea cunoaște pe toată lumea. Everybody feels loved. Toată lumea se simte iubit. But as it grows, dar în timp ce crește, it gets harder, devine tot mai greu for the pastor and his wife, pentru pastor și soția lui, to make sure that everybody's feeling loved, să se asigure că absolut fiecare se simte iubit. And they work harder and harder and harder trying to keep this atmosphere going. Și vor lucra tot mai mult și mai mult și mai mult ca să încerce să mențină această atmosferă de iubire. But as it gets bigger, dar pe măsură ce crește, at the edges, somebody starts to say, he's not spoken to me for a week or two. Cei din margine, din lateral, o să înceapă să zică, dar eu n-am mai vorbit cu pastorul de o săptămână sau două. I was at the barbecue, but he never came over and spoke to me. Am fost la grătar, dar niciodată pastorul n-a venit nici măcar să mă salute.
It's not like it used to be. Nu e la fel ca la început. It used to be more loving. A fost mult mai o prezență mult mai iubitoare. And then what happens is because there's life here. Și pentru că este viață în acest loc, ce se întâmplă? A new family comes to the meeting. Este faptul că vin noi familii care se adaugă întâlnirii. And the pastor does what pastors do. Și pastorul face ceea ce fac toți păstorii. Hi, good to see you. Salut, mă bucur să te văd. And the family over there on the edge. Și familia de acolo din margine. Goes through another week where the pastor doesn't speak to them because he's giving attention to them. Pune încă o săptămână la calculul săptămânilor în care păstorul nici măcar nu i-a salutat. And eventually they leave. Și într-un final acea familie pleacă. Somebody else comes in. Altcineva vine înăuntru. Somebody else leaves. Altcineva pleacă. Somebody else comes in. Somebody else leaves. O altă familie intră, o altă familie iese. And so the church bounces around the same number. Așa că biserica se menține pe la același număr. There's life. Este viață. There's growth. Este creștere. But the structure isn't in place to take care of everyone there. Dar nu este nicio structură care să se îngrijească că fiecare persoană este îngrijit. Now, what did that look like in the early church? Acum, cum arăta această structură în biserica primară? In Acts 2:41, în Fapte 2:41, those who accepted his message were baptized. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. And about 3,000 were added to their number that day. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3,000 de suflete. So we had 120 last week. So, săptămâna trecută am fost 120. And now we've got 3,120. Și acum suntem 3,120. And then in Acts 4:4, și apoi Fapte 4:4, it says, but many who heard the message believed. Mulți din cei ce au auzit cuvântarea au crezut. So the number of men who believed. Și numărul bărbaților care au crezut, credincioși. Grew to 5,000. S-a ridicat aproape la 5,000. Now that's just the men. Astea sunt numărați doar bărbații. So we can kind of make a guess that if there were women and children there too, we're now at around 10,000. Putem face o estimare că sunt și femei și copii și sunt biserica a devenit aproximativ la un număr de 10,000. In Acts 5:14, Fapte 5:14, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Have you ever asked yourself what this might have looked like? V-ați pus vreodată întrebarea cum a arătat creșterea asta? What on earth might it have looked like? Cum poate să arate o astfel de creștere? We're told in Acts 2:46 that they continued to meet together in the temple courts. În Fapte 2:46 ni se spune că ei au continuat să se întâlnească la templu. And they broke bread in their homes. Și frângeau pâine în casele lor. So it looks like they were meeting in a large meeting. Se pare că se întâlneau în niște întâlniri mari. And they had cell groups. Și aveau grupe mici, grupe celulă. And that's actually where many of the models that we have today come from. Și de fapt de aici multe din modelele pe care le avem noi astăzi vin de acolo. But do I think that all 10,000 people turned up in the temple courts at the same time? Dar credem noi că toți cei aproximativ 10,000 de oameni ajungeau la templu? Now I'm just guessing now. Acum doar fac o presupunere. But stay with me. Dar stai cu mine. Definitely the temple court was big enough for 10,000. Cu siguranță curtea templului era suficient de mare ca să încapă toți cei 10,000. But Christians weren't very popular. Dar creștinii nu prea erau foarte populari. And I think if 10,000 had turned up. Și cred că dacă s-ar fi adunat la o singură întâlnire 10,000, it would have drawn too much attention. Ar fi atras prea multă atenție. We know already in Acts 4 Peter and John are arrested because they're teaching. Știm deja că în Fapte 4 Petru și Ioan au fost deja arestați pentru că propovăduiau. And so when it says that they met every day in the temple courts. Și atunci când citim că ei se întâlneau în fiecare zi la templu, did it mean that they all met together? Însemna că absolut toți se întâlneau împreună? I don't think so. Eu personal nu cred asta. Another reason I don't think so.
Un alt motiv pentru care nu cred asta. There were no microphones or amplification. Nu erau microfoane sau sisteme de amplificare. And so if people were actually coming continuously through the day. Așa că dacă oamenii veneau în mod continuu pe măsura zilei, Peter would have had to be shouting. Petru ar fi trebuit să strige. For people to hear him. Pentru ca oamenii să poată să-l audă. There were no books and people needed to know who Jesus was. Nu erau cărți, așa că oamenii trebuia să știe cine era Isus. And I think if he was shouting for 10,000, și cred că dacă striga pentru 10,000 de oameni, that probably wouldn't last long. Probabil că vocea lui nu ținea foarte mult. And they would probably draw too much attention. Și probabil că ar fi atras prea multă atenție. And they'd have been arrested again. Și ar fi fost din nou arestați. So I guess what was happening was many people were coming. Și ceea ce presupun eu că s-a întâmplat era faptul că pe parcursul zilei foarte multe persoane veneau în mod continuu. Peter's doing the teaching, but he just can't handle it. Și Petru învăța, dar pur și simplu nu era suficient cât. So John is also now doing some teaching. Așa că acum și Ioan învăța. And it wouldn't surprise me at all if they'd made a rota. Și nu m-ar fi surprins dacă s-ar fi rotat. Alternat. How do we think it was? Cum credem, cum ne imaginăm că a fost de fapt? Did it work? A funcționat? We know that it didn't work. Știm că nu prea a funcționat. We know that the structure didn't work. How do we know? Știm că structura nu a funcționat. Și cum știm asta? Chapter 6, verse 1. Capitolul 6, versetul 1 din Fapte. In those days when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțiala ajutoarelor de toate zilele. There were ethnic issues. Erau probleme de natură etnică. And the widows weren't being cared for. Și văduvele nu erau îngrijite. And I suspect that there were many more problems that we just don't get to read about. Și eu suspectez că erau mult mai multe probleme care pur și simplu nu sunt menționate aici. It wasn't working. Nu funcționa. They did the best they could. Au făcut tot ce au știut mai bine. And what they ended up having to do is change the organizational structure. Și ceea ce au trebuit până la urmă să facă este să schimbe structura organizațională. And they bring in 7 more people. Și au adus încă 7 oameni. To help carry this church forward. Care să-i ajute să meargă cu biserica aceasta înainte. Is change easy? Este schimbarea is ceva it ușor? Smooth? Este ceva lin? No. Nu. I don't think that the apostles were super excited about having to change structures. Nu cred că apostolii erau foarte entuziasmați să trebuiască să schimbe structura. I think they wanted to read and to study and to pray. Cred că ei vroiau cu adevărat să citească, să studieze, să se roage. And to teach. Și să învețe. But they needed to handle the growth. Dar cumva trebuia să se îngrijească și de creșterea. They needed to make sure that people were being cared for. Trebuia să se asigure că cu adevărat oamenii sunt îngrijiți. That they were being prepared through teaching. Că sunt hrăniți prin învățătură. That they were growing. Că oamenii creșteau. Where there is life, acolo unde este viață, there is growth. Este creștere. And where there is growth, și unde este creștere, the structures have to change. Structurile trebuie să se schimbe. We were born. Noi am fost născuți to enter a lifestyle of significant breakthrough. Să trăim într-un stil de viață de străpungere semnificativă. We were born to enter the promises of God. Am fost născuți să intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. God, the Creator, the Alpha and Omega. Dumnezeu Creatorul, Alfa și Omega. And every letter in between. Și fiecare literă. Who knew you before you were born. Care te-a cunoscut încă înainte de a te fi născut. Who sees every sparrow that falls to the ground. Care vede orice vrăbiuță care cade la pământ. Who has every hair on your head numbered. Care are fiecare fir de păr de pe capul tău numărat. Has plans
for you. Are planuri cu tine. Do you believe that? Crezi asta? To prosper you. Să prosperi. And not to harm you. Și nu să suferi. And there are significant promises over your lives. Și sunt promisiuni semnificative peste viața ta. What do I mean? I mean prophetic words. La ce mă refer? Mă refer la cuvinte profetice. Some of you received prophetic words when you were young kids. Mulți dintre voi au primit cuvinte profetice încă de când erați copii. Some of you years ago attended conferences and people began to speak life and words into you. Mulți dintre voi ați participat la conferințe unde oameni au vorbit cuvinte de viață peste viețile voastre. This church, when it was birthed, there were words spoken over this church and the promises of God. Biserica aceasta, când s-a născut, au fost cuvinte rostite peste această biserică și promisiunile lui Dumnezeu au fost rostite peste ea. For you as a church, but for your city and for your nation. Pentru noi ca și biserică, pentru orașul Timișoara, pentru națiunea română. I personally believe. Eu cred în mod personal. That Romania has a key role in Europe. Că România joacă un rol important în Europa. In the plans of God. În planurile lui Dumnezeu. These are the promises. Acestea sunt promisiunile. That you have received in your hearts. Pe care voi le-ați primit în inimile voastre. Now I know. Acum eu știu. I know when we hear these kinds of things and years pass. Că când auzim astfel de lucruri și trec ani. We kind of go no no no. Cumva facem ceva de genul. No. That's crazy. No, e nebunesc. That'll never happen. Lucrurile acelea nu se vor întâmpla niciodată. Maybe I missed it. Poate am ratat. I cannot tell you how many people I've heard they've come to me and gone, "Lee, I had this word and it felt so right. But it's not happened. Have I missed it?" Nu vă pot spune câți oameni au venit și au discutat cu mine și au spus, Lee, am primit acest cuvânt și știam că e real, dar l-am ratat. Just think about those promises. Just 10 seconds. Gândește-te 10 secunde la acele promisiuni. Just remind yourselves of the promises that God has made to you. Reamintește-ți promisiunile pe care Dumnezeu le-a rostit peste viața ta. The dreams that you've had. Visurile care le-ai avut. The words that he gave you. Cuvintele pe care el ți le-a dat. But they'll never happen. Dar nu se vor întâmpla niciodată. No. Nu e adevărat. When the angel of the Lord spoke to Mary, când îngerul lui Dumnezeu a vorbit cu Maria, he said in Luke 1:37, a spus în Luca 1:37, nothing will be impossible with God. Nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. And the word nothing is actually two words. Și cuvântul nimic este de fapt format din două cuvinte. The first word is no. Prima parte a cuvântului este nu. And the second word is rhema. Și al doilea cuvânt este rhema. Rhema, the spoken word of God. Rhema, cuvântul rostit al lui Dumnezeu. Nothing that God promises is impossible. Nimic din ceea ce Dumnezeu promite nu este imposibil. In fact, more than that. De fapt, mult mai mult decât atât. God's word, cuvântul lui Dumnezeu, when it is spoken to you, atunci când este rostit peste tine, contains the capacity, conține capacitatea, to give birth to the promise, de a da nașterii promisiunii. When God speaks to you, când Dumnezeu îți vorbește, his word, cuvântul lui, contains everything that is needed, cuvântul lui conține absolut tot ceea ce este necesar, to give birth to the promise, ca să nască acea promisiune. The grain of wheat, sămânța de grâu, has an ability that the soil does not. Are o abilitate pe care pământul nu are. The grain of wheat has the capacity to produce. Sămânța de grâu are această capacitate de a produce. The soil is just the environment. Pământul este doar mediul înconjurător. God's word spoken to you is the seed. Cuvântul lui Dumnezeu rostit peste tine este această sămânță that brings life. Care aduce viață.
If you doubt it, have a look at 2 Corinthians 1:18. Dacă te îndoiești, uită-te în 2 Corinteni 1:18. Maybe you could read verse 18 through to the end of verse 20. 2 Corinteni 1:18 până la 20. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. When the yes is spoken in heaven. Atunci când daul a fost rostit în ceruri, there needs to be an agreement on earth. Trebuie să fie un legământ, un agreement pe pământ. When a yes is spoken in heaven, there needs to be an amen here. Când un da este rostit în ceruri, pe pământ trebuie să existe un amin. The amen is not just aminul, aminul nu este doar ceva de genul. Amin. You get on with it. I'm okay if you get on with it. It's okay, poți să treci și peste asta. Nu. No, the amen is I. Aminul este eu. Agree. Agreez. I line myself up with what you are saying, Lord. Eu mă aliniez cu ceea ce tu rostești, Dumnezeule. I line myself up with the promise that you have made to me. Eu mă aliniez la promisiunea pe care tu ai făcut-o peste mine. And when we line ourselves up, it's not just our thinking and our hearts. Și atunci când noi ne aliniem la ceva, nu este vorba doar despre gândirea noastră și viața și inima noastră. It's also our feet. Este de asemenea vorba și despre picioarele noastre. We have to align our feet. We have to take action. Trebuie să ne aliniem și picioarele, trebuie să acționăm. One of the best stories that illustrates this well is the story of Joshua. Una dintre cele mai bune istorii din Biblie care ilustrează despre ce vorbesc este istoria lui Iosua. And I know you know the story, so we're not going to go into the story in detail. I'm going to pick bits out of it. Și știu că voi cunoașteți povestea lui Iosua, așa că vom alege doar câteva părticele din această istorie. But God had Israel on a journey, just like he has you and me and us on a journey. Dar Dumnezeu avea poporul lui Israel într-o călătorie, la fel cum și noi și voi sunteți într-o călătorie cu El. And that journey was leading to a promise. Și acea călătorie se îndrepta înspre o promisiune. Now the journey from Egypt to the promised land should have taken about 14 days. Acum călătoria dinspre Egipt, înspre țara promisă, trebuia să țină undeva la 40 de zile. And we know that when that Moses he sends out spies into the land. Și știm că Moise trimite spioni în țară. And they come back. Și ei se întorc. And they say. Și spun. Milk and honey. Lapte și miere. But. Dar. There are fortifications. Sunt ziduri întărite. There are armies. Sunt armate. And there are even giants. Și sunt chiar și uriași. And in the confusion. Și în acea confuzie. And the fear. Și frică care urmează. Israel forgot the promises of God. Israel uită de promisiunile lui Dumnezeu. And wanted to go back to Egypt. Și a vrut să se întoarcă înapoi în Egipt. And in verse 11 of Numbers 14, it says that God got so upset with them. Numeri 14 cu 11 spune că Dumnezeu s-a supărat atât de tare pe ei. That he wanted to destroy them and start again. Încât a vrut să-i distrugă pur și simplu și să reînceapă cu alții. Why? De ce? Because they refused to believe him. Pentru că au refuzat să-l creadă pe cuvânt. If you are sitting on a promise. Dacă tu stai pe o promisiune. If you have a journal at home in which you have written down promises of God. Dacă acasă ai un jurnal în care ți-ai notat aceste promisiuni. Today I want you to go home and get those out. Astăzi vreau ca să mergi acasă și să scoți acel jurnal. I want you to stir those promises in you.
Vreau să stârnești acele promisiuni în tine. As a church, I want you to begin to remind yourselves of the promises of God over you as in your lives. Ca și biserică vă încurajez să vă reamintiți de promisiunile lui Dumnezeu peste viața acestei biserici. We have to hold on to them. Trebuie să ne ținem tari de acele promisiuni. We know this story. Moses intercedes on behalf of Israel and God says, okay. Știm că Moise stăruiește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, ok, îi iert, but there are going to be consequences. Dar vor fi consecințe. And because you didn't believe me, și pentru că nu m-ai crezut, for my promise, pentru nu m-ai crezut pe cuvânt, promisiunea mea, then you guys will not enter the promised land. Atunci generația aceasta nu va intra în țara promisă. You will for the next 40 years walk round and round in circles. Vă veți plimba pentru următorii 40 de ani în cercuri. Until this generation who said, până când această generație care a spus, we can't do this, nu putem face asta, has died. A murit. And it will be your children. Și vor fi copiii voștri who enter the promise. Care au intrat, care vor intra în țara promisă. I want to see, eu vreau să văd, the promises of God, promisiunile lui Dumnezeu, fulfilled in my lifetime, împlinite în viața mea. I do not want to be walking around in the desert so that the next generation will see it. It's great for them, but I want to see it. Nu vreau să dau cercuri în deșert și să văd ca generația următoare să vadă aceste promisiuni. Este super pentru ei, dar eu vreau să le văd. For Israel to enter the promise, yes, they had to be freed from Egypt. Da, pentru ca Israel să intre în promisiune, ei trebuia să fie eliberați din Egipt. But they also had to cross the Jordan. Și mai trebuiau de asemenea să traverseze Iordanul. And here's the tricky bit in this story. Și aici e partea complicată din această istorie. If they crossed, they would enter into the promise. Dacă ar fi trecut, ar fi intrat în țara promisă. But they'd also have to fight for what had been promised them. Dar de asemenea, trebuia să se lupte pentru lucrurile care le-au fost promise. Now there's a personal story for us in this. Este o istorisire personală pentru noi în lucrul acesta. Scripture is an amazing thing to begin to sink yourself into, because what you discover is layers and layers and layers of meaning. And there is a layer of meaning here that is for you and for me as individuals. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu incredibil în care pur și simplu să te scufunzi, pentru că pe măsură ce te scufunzi în Scriptură, sunt tot mai multe nivele și nivele și nivele ca să-L descoperi pe Dumnezeu și să descoperi noi fațete ale Lui. As individuals, some of us are facing our own personal Jordan. Ca și persoane, fiecare dintre noi avem de-a face cu Iordanul nostru personal. There is a promise over your life, for you, your family. Există o promisiune pentru tine, casa ta, familia ta. And somehow, și într-un fel, you're just not getting into it. Și cumva pur și simplu nu pășești în ea. There is a Jordan between you and the promise in your personal life. Cumva este Iordanul între tine și promisiunea în viața ta personală. And that Jordan, it feels so permanent and so powerful. Și acel Iordan se simte atât de permanent și atât de puternic that we stop even trying to cross it. Că încetăm inclusiv să mai încercăm să-l trecem. Our lives somehow feel stalled, stuck on the wrong side of the Jordan. Pur și simplu ne simțim viețile blocate de partea cealaltă a Iordanului. We read about abundant life, citim despre viață din belșug, but we can't make it out of the wilderness. Dar nu putem avea acea viață în mijlocul pustiei. And churches can feel that way too. Și bisericile pot să simtă așa. Surrounded by promises, învăluite în promisiuni of something great,
despre lucruri mărețe, but blocked by all kinds of barriers. Dar blocată de tot felul de bariere. Resonate with any of you, or is this just me? Rezonează cu vreunul dintre voi sau doar cu mine? Resonate with you? Resonate with you? Rezonează cu viața ta? Yeah. People have asked me, I get to travel around a lot and I speak to a lot of people, and people have asked me, what kind of a church do you want to belong to? Călătoresc foarte mult și peste tot oamenii mă întreabă, în ce fel de biserică vrei tu să trăiești? But I think an easier question to answer. Dar cred că o întrebare la care avem un răspuns mult mai ușor is what kind of church do I not want to belong to? Este în ce fel de biserică nu vreau să fiu? And I don't want to be part of a church. Și nu vreau să fiu parte a unei biserici whose leaders don't trust God. A căror lider nu se încrede în Dumnezeu. And who are too afraid to step into his promises. Și care sunt prea fricoși să pășească în promisiunile lui Dumnezeu. Why? De ce? Because I want to see. Pentru că eu vreau să văd promises of God, promisiunile lui Dumnezeu fulfilled, împlinindu-se in my lifetime. În timpul vieții mele. Do you? Vrei asta și tu? Now, have you ever wondered why God doesn't just do it? Dacă te întrebi, pur și simplu, de ce Dumnezeu nu face lucrul ăsta? He says to Israel, își spune poporului Israel, come out of Egypt, ieșiți din Egipt, and I'm going to give you și vă voi da the promised land. Țara promisă. I mean, couldn't he just have spoken a single word? Nu putea defeated all their enemies. Nu putea Dumnezeu pur și simplu să rostească un singur cuvânt și să învingă pe toți vrăjmașii Israelului. Wouldn't that have been great? Nu era asta ușor? Wouldn't it have been fantastic if when I think about the promises over my life? Nu ar fi fantastic atunci când mă gândesc despre promisiunile peste viața mea? And I see the Jordans. Și văd Iordanul. And I see all the obstacles. Și văd toate obstacolele. Wouldn't it be great? Nu ar fi fain? If all the promises could just arrive with the DPD courier. Că toate promisiunile să ajungă cu Urgent Cargus. So I just open up the package and there it all is for me. Thanks. Și deschid toate pachetele și toate promisiunile mele au ajuns. Mulțumesc. Have a read of Deuteronomy 7:22. Deuteronom 7:22. Și Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta. Nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta. What does that mean? Ce înseamnă versetul acesta? Well, let's have a look at Exodus 23:29-30 that tells the same thing and adds a bit. Exod 29. It's 23:29-30. Exod 23:29-30. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp, ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. It's as if God is saying to them, este ca și cum Dumnezeu le-ar spune, if I gave it you all now, you couldn't manage it. Dacă ți-aș da toate promisiunile deodată, nu te-ai putea descurca cu ele. If I gave it you all right now, dacă ți-aș da totul acum, you just would not be able to handle it. Pur și simplu nu vei fi în stare să le acaparezi. And so, says God, așa că, spune Dumnezeu, I'm going to leave your enemies. Îți voi lăsa dușmanii in charge. În control of areas of this land, asupra unor arii din acest pământ, to look after it, ca să aibă grijă de ele, and to keep the animals, the beasts out of it, și ca să țină fiarele departe din acest pământ, until you are ready, până în momentul în care tu ești pregătit to step into that area too, să intri și în acel pământ și în acea arie. I love gardening. I have a garden. Eu sunt în țăran. Mi-e place legume. Legume cultură.
chiar toată iarna am semănat, am semănat, am udat, am mutat țevele chiar afară când a fost cald, înăuntru când a fost frig, chiar am avut grijă de semințele mele. Și când a venit sezonul, sfârșitul mai, am fost în grădină, am plăcut mult, am fost pe genunchi, am plantat tot. Am cumpărat și un sistem de irigat anul ăsta și atunci am putut să ud toată grădină, să dau exact ce fiecare plantă a trebuit. Dar, din păcate, am fost prea ocupat. Și fiecare zi am udat și burienii. Și încet, cu încet, cu încet, au crescut grădina mea. Dar tu nu vrei să fii vecin cu mine, pentru că semințele de la burienii mei, fiecare dată când vântul bate, ei intră în grădina ta. Eu nu am fost în stare, nu am fost pregătit, nu am avut capacitate încă să am grijă de o grădină întreg. Grădina e al meu. Înțelegi ce zic? As you are capable, pe măsură ce ești capabil, of stewarding, să administrezi what the Lord wants to give you, ceea ce Dumnezeu vrea să ți ofere, then he'll give you more. Dumnezeu îți va da și mai mult. We can sit here with all these promises and change nothing. Putem să stăm aici cu toate aceste promisiuni și să nu schimbăm nimic. And wonder why the promises are not being fulfilled. Și să ne mirăm de ce acele promisiuni nu se împlinesc. We need to increase our capacity. Trebuie să ne creștem capacitatea. We need to change things in our own hearts too. Trebuie să schimbăm lucruri în inima noastră de asemenea. It's about preparation. Este vorba despre pregătire. The reason this season is about change and transition. Motivul pentru care acest sezon este despre schimbare și tranziție is because there are promises of God that he desires to fulfill. Este pentru faptul că sunt anumite promisiuni ale lui Dumnezeu pe care el dorește să le împlinească. And we're not yet ready. Și noi încă nu suntem gata. Are you with me? Ești cu mine? We know a little bit. Noi știm puțin. We know that we're going to need to change some things in terms of eldership and leadership structures. There are probably going to have to be deacons. We're going to have to change some things. We're not sure of it all yet. Știm câte puțin din faptul că trebuie să schimbăm, poate echipa de conducere, poate trebuie să aducem diaconi, poate sunt lucruri alte lucruri care trebuie să le schimbăm. But we do know that we have a responsibility. Dar ceea ce știm este că avem o responsabilitate. I love this in Proverbs. I love this in Proverbs. Iubesc asta în Proverbe. Proverbs 21:31. Proverbe 21 cu 31. It says, a horse is made ready for the day of battle. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei. But the victory belongs to the Lord. Dar biruința este a Domnului. That we've done everything that we possibly can to prepare the horse for battle. Noi am făcut absolut tot ceea ce ne stă în putință să pregătim acel cal pentru luptă. And then when we have victory, și atunci când avem o victorie, the victory is his. Victoria este a lui. Now think about this. Gândește-te la asta. Because this is about heart attitude that also has got to change. Că asta este vorba și despre atitudinea inimii care trebuie să se schimbe. You know, if I prayed for somebody who was blind, dacă m-aș ruga pentru cineva care este orb, and they got their sight back, și că vederea, ei și-ar recăpăta vederea, I would not say, oh, that was me. Nu aș spune, din cauza că eu m-am rugat. I'd be stupid to say that was me. Aș fi stupid să zic asta. But, dar, you know, when it's something a little bit more straightforward and I put in all the hard work and then I manage to see some fruit. Dar atunci când lucrurile nu sunt chiar așa complicate cum a recăpăta vederea unui orb și eu depun un pic de efort I've prepared the horse for battle. Și lucrurile încep să iasă, o să zic, da, eu m-am pregătit. The horse for battle. Eu am pregătit calul pentru bătălie. And I've won. Și am câștigat.
then it becomes a heart issue as to whether I am willing, whether I'm sufficiently mature to say, the victory is yours. Atunci este vorba despre atitudinea inimii, încât dacă sunt suficient de matur să spun, este această victoria Domnului. We can have a wilderness mentality. Putem să avem o mentalitate a pustiei. Doing the same things over and over and over again and hoping that they'll produce a different result. Făcând aceleași lucruri din nou și din nou și din nou și așteptându-ne să producă rezultate diferite. Actually worse than that. De fapt ceva și mai rău de atât. We can even get to a place where we don't even want change. Putem ajunge într-un loc în care pur și simplu nici măcar nu mai vrem schimbare. A friend of mine said, un prieten de-a meu a spus, transformation, transformarea comes from glory, vine din glorie, to glory, în glorie, from glory, din glorie, în glorie, in cycles, in seasons, în cercuri, în sezoane, from glory to glory, din glorie, în glorie. And there is an invitation to enter this next cycle. Și există o invitație să intri în acest nou ciclu. Do you know the people who usually don't want to enter the next cycle of what God is doing? Știți care sunt persoanele care de obicei nu vor să intre în acest nou ciclu pe care Dumnezeu vrea să-l facă? It's the people who did very well in the last cycle. Sunt oamenii care s-au descurcat foarte bine în ultimul ciclu, în ultimul sezon. They've built their church. Și-au construit biserica. They raised the money, they painted the walls. Au strâns banii suficienți, au vopsit pereții. We don't want 10,000 people turning up here. Nu vrem 10,000 de oameni care să ajungă aici. We'd have to move. Ar trebui să ne mutăm. We did pretty well in the last cycle. Ne-am descurcat foarte bine în ultimul sezon. But it happens in our own lives too. Dar se întâmplă și în viețile noastre. We need to begin to understand and accept that stepping into the vision of God will require change. Trebuie să începem să înțelegem că a păși în viziunea lui Dumnezeu necesită schimbare. And we shouldn't be surprised when it feels a bit odd to us, because as it says in Joshua 3:4, we have not been this way before. Și nu trebuie să ne mire că se simte puțin ciudat, pentru că în Iosua spune, noi nu am fost pe aici încă. If we don't hold on to the promises of God, dacă nu ne ținem strânși legați de promisiunile lui Dumnezeu și le hrănim în inimile noastre și ni le reamintim nouă și celor din jurul nostru, atunci vom abandona. Vom sta jos. Niciodată nu vom avea curajul și perseverența necesară luptei. Which is why in 1 Timothy 1:18 Paul says to Timothy, de aceea Pavel în 1 Timotei 1:18 Pavel îi spune lui Timotei, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, so that by recalling them you may fight the battle well. Este ca prin ele, prin prorociile făcute despre tine, să te lupți lupta cea bună. I have three more things to say. Mai am trei lucruri pe care vreau să le spun. Have you got patience with me? Three more things. Mai ai răbdare cu mine? They'll take about 3 hours. Vor dura cam 3 ore. The priests have to go first with the ark. Preoții trebuie să meargă la început. The leaders, they have to be the first ones. Liderii trebuie să fie înainte. I want you to imagine this picture that we're given in this book, because we can pass over it so easily. Vreau să vă imaginați această imagine care ni se dă în această carte, pentru că putem trece așa de ușor cu vederea. They pick up the ark. Ei ridică chivotul. And they carry the presence of God, și cară prezența lui Dumnezeu, into the Jordan, în Iordan. They say that at the time of full flood, the Jordan is about 1.5 kilometers wide. Se spune că Iordanul înainte era cam 1 kilometru lățime, and about 3 meters deep. Și cam 3 metri adâncime. There would have been a lot of mud. Trebuie să fi fost foarte mult noroi acolo. And so the very first into the water would have gone first of all ankle deep and then knee deep
and then waist deep. Așa că primii care pășeau în Iordan trebuia să fi intrat foarte adânc în acel noroi. And the water would have been flowing at around 40 kilometers an hour. Și apa curge aproximativ cu 40 de kilometri pe oră. And then și apoi they have got to wait. Ei trebuia să aștepte. Now, do you think they felt safe? Acum, credeți că ei s-au simțit în siguranță? Do you think this was easy? Credeți că lucrul acesta a fost ușor? And they're waiting because God says if they wait, then something will happen. Ei așteaptă pentru că Dumnezeu le-a spus că dacă veți aștepta, ceva se va întâmpla. Faith without works is dead. Credința fără fapte este moartă. Faith that doesn't move us into action is dead. Credința care nu ne mută în acțiune este moartă. Faith has got to move us forward in God's timing and in God's plan. Credința trebuie să ne înainteze în timpul lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. And there comes a time where you've got to act on what God has said to you or you will never cross the Jordan. Și vine o vreme în viețile noastre în care pur și simplu trebuie să acționăm în ceea ce Dumnezeu a promis peste viețile noastre. And when we begin to move our feet, și atunci când începem să ne mișcăm picioarele, then we wait. Atunci așteptăm. We wait for something to happen that only God can do. Așteptăm să se întâmple ceva ce numai Dumnezeu poate să facă. They're out there. Their reputation out there. Toată reputația lor este în văzul lumii. I long to see God do what only God can do. Doresc cu adevărat să văd întâmplându-se ceea ce numai Dumnezeu poate face. I'm going to say that again. I long to see God do what only God can do. Doresc din inimă să văd întâmplându-se ceea ce numai Dumnezeu poate să facă. There is a Jordan that stretches out before us now. Există un Iordan care se întinde înaintea noastră acum. Your leaders, they've had great courage. Liderii voștri au avut curaj. And great faith. Și credință. They've been hearing for a year. Auziseră deja de un an. And they've begun to move. Și au început să pășească. Because they deeply, deeply desire. Pentru că vor cu adevărat. The promises of God for you as a church. Promisiunile lui Dumnezeu pentru noi ca și biserică. For your city, for your land. Pentru orașul nostru, pentru pământul nostru. To be fulfilled. Să se împlinească. They will need your prayers. Vor avea nevoie de rugăciunile voastre. They will need you to remind yourselves. Vor avea nevoie ca voi să vă reamintiți vouă. That the God of all creation. Că Dumnezeul întregii creații. He has made promises to you. V-a făcut promisiuni vouă. And all of his promises are yes. Și toate promisiunile lui sunt da. And amen. Și amin. Some of you have seen some of my journals and some of my notes. I keep in all kinds of ways I keep the promises of God. Câțiva dintre voi ați și văzut unele din jurnalele mele sau notițele mele pentru că păstrez în diferite feluri promisiunile lui Dumnezeu scrise. To constantly be stirring in me the courage. Ca în mod constant să stârnesc înăuntru meu curajul. The faith. Credința. I have 48 sheets of A3 paper. Am 48 de foi A3.
that would fill this wall at the back here up to the TV screen. Care ar umple acest pământ în spate până la nivelul televizorului. Full. Plin. Of promises. De promisiuni. And some of you at home, you have notebooks. Câțiva dintre voi acasă aveți laptopuri. Some of you have bits of paper shoved away in a cupboard. Aveți niște hârtiuțe ascunse în sertar. With the precious, precious. Cu prețioasele. Promises of God. Promisiunile ale lui Dumnezeu. When you get home today. Când ajungi acasă astăzi. After you've had lunch. După ce ai avut. When you've put the children to sleep. Când pui copiii la somn. Go find them. Du-te caută-le. Sit with them for a while. Stai cu ele pentru un moment. Remind yourself. Reamintește-ți. Pray over them. Roagă-te peste ele. Allow them to develop a frustration in you. Lasă-le să dezvolte o frustrare în tine. That drives you to prayer. Care să te conducă în rugăciune. And if you are sitting here today and you say in your head, well, I don't have any unfulfilled promises over my life. Și dacă ești astăzi aici și spui în mintea ta, nu am astfel de promisiuni neîmplinite în viața mea. Then I'm going to start praying that the prophets begin to pick on you. Mă voi ruga ca profeții să înceapă să se roage peste viața ta. That every time you come to a meeting, someone will stop you and go, the Lord says. Care ori de câte ori vei veni la o întâlnire, cineva să te oprească și să spună, Dumnezeu îți spune. The Lord says. Dumnezeu spune. Will you stand with me? Vă rog să vă ridicați. Will you stand? Father, we are tired of the wilderness. Tată, suntem obosiți de pustiu. Sătui de pustiu. And Lord, we thank you that you are stirring things deep within us. Tată, îți mulțumim că tu stârnești lucruri adânci în noi. And Lord, I pray that this day you will bring into our minds and into our hearts again those promises from long ago that were breathed into our hearts by you. Și mă rog ca astăzi să aduci din nou în inima noastră și în mintea noastră acele promisiuni care au fost rostite peste noi, poate cu ani în urmă. And Holy Spirit, I pray that as you breathe on those promises again, you will give us courage and faith and hope. Duhule Sfinte, mă rog atunci când Tu vei sufla peste acele promisiuni, Tu să ne dai curaj, credință și speranță. I pray, Father, for the leaders here. Mă rog, Tată, pentru liderii de aici. I pray, Father, that you would give them great courage. Mă rog ca Tu să le dai curaj mare. I pray, Father, that you would enable them to see and to hear even more clearly the leading of your spirit. Mă rog ca să-i ajut să audă într-un mod și mai clar conducerea, călăuzirea Duhului Tău. For Father, we want to say to everything you have declared in heaven over us. Pentru că Tată, vrem să spunem asupra fiecărui lucru pe care Tu l-ai rostit în ceruri peste noi. Amen. Amin. Amen. Amin. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Thank you guys, thank you for your patience with me. I love you very much. I believe in you. I believe in your leaders. I know that God has great things to do amongst us. Cred că Dumnezeu are lucruri mărețe să facă în mijlocul nostru.
And I'm just impatient to see them come. Și sunt nerăbdător să le văd împlinindu-se. Bless you. Fiți binecuvântați. Bless you.